ce te-a determinat să te apuci de gimnastică? Păi, în primul rând, m-am uitat la mama și mi-a plăcut foarte mult. Sunt foarte pasionată de acest sport și mă bucur că am aceste rezultate frumoase. Cum a fost prima oară în sala de gimnastică? Mama vrea să mă lase acasă cu Bona și așa și nu vrea să mă ducă la gimnastică pentru că știa prin ce a trecut ea și că este un sport foarte greu. Dar eu mi-am dorit foarte mult, plângeam că îmi doream să ajung în sala de gimnastică, m-a adus, m-am jucat și deodată m-am aliniat cu fetele la încălzire și am început cariera de sportivă. Câte medalii ai acum? Le-ai numărat? Habar n-am. Nu, chiar nu știu. Dar îmi doresc să întreb pe mama. Are mai multe, nu? Da, deocamdată da. Și care ar fi cel mai important momentul de față pentru tine? Păi, cea mai importantă medalie în momentul de față este acea de anul trecut de la Fote, cele trei de la Europene, anul acesta de la Doha, de la Cupa Mondială, cele două medalii de aur și aceasta pe care o am la gât de la Europene și vor urma de la Mondiale și Olimpiadă. Vor urma, deci? Asta îmi doresc, să vin cu cea mai strălucitoare medalie. Adică aurul. Da. Cum e să fie antrenată de mama? Este foarte bine pentru că noi două ne mândrim cu aceste rezultate foarte bune și colaborăm foarte bine și suntem ca o echipă. Îți impune anumite restricții mama? Nu, nu. Nici ca probleme de greutate, nici ca sportive gen la sală. Nu, totul vine din plăcerea mea. Care ar mai fi modelele tale în gimnastică? Simone Biles din USA și Rebecca Andrade din Brazilia. Și din România? Larisa Iordache, Cătălina Ponor, Nadia Comăneci. Care rămâne cel mai mare obiectiv al tău? De a ajunge campioană europeană, mondială și olimpică. Câte medalii îți propui la Olimpiada din 2024? Nu știu să vă dau acum un număr pentru că eu încerc să trag de mine și încerc să aduc cea mai strălucitoare medalie, să mi-o demonstrez mie că pot, dar doamnește să rămân sănătoasă și să merg tot așa înainte cu antrenamentele foarte bine. Așa ales-o. Gimnastica, eu nu mi-aș fi dorit neapărat să facă gimnastică sau sport, decât dorindu-mi foarte mult să facă mișcare pentru un corp sănătos și pentru a se menține ea într-o formă fizică și normală, plăcută. De ce nu v-ați fi dorit să aleagă gimnastica? Pentru că știam că eu am trecut prin un drum greu, cu foarte multă muncă și cu multă neliniște, pe lângă liniște. Și mi-am dorit întotdeauna ca, virgulă, copilul meu să fie mai liniștită. Și să o pot plimba în parc și să o pot duce la o cofetărie și să aibă timp de viață. Da, în sală sunt antrenoarea ei, în afara sălii sunt mama ei și chiar ascult și într-o parte și în alta. Spunea că își dorește să vă depășească. Da, sunt mândră ca eleva și respectiv fiica mea să mă depășească. Faceți echipa care readuce România în top? Da, pentru asta luptăm și pentru asta, deci asta îmi doresc. Pentru că eu am trăit acele clipe de vârf și îmi doresc ca gimnastica să revină la nivel mondial, acolo unde a fost cândva. Obiectivul cel mai mare la Paris este medalia de aur? Ea și-o dorește, dar nu este foarte simplu, pentru că nu este de față. Eu îmi doresc orice medalie și de orice culoare, deci va fi greu, dar pentru asta ne-am angrenat în această luptă și simt că va fi bine.